Bun găsit, felicitări Mihai. Vă așteptați la un meci astăzi un pic mai greu decât a fost? Bună seara, mulțumim frumos. Poate așa s-a văzut că a fost un meci ușor, dar asta numai pentru că ni l-am făcut noi. Am marcat, am reușit să marcăm destul de repede și am rămas concentrați pe tot parcursul meciului. Cum e pentru tine când te gândești că sunteți echipa cu cea mai bună defensivă din istoria pe ligii întâi, în sezonul regulat, evident? Da, chiar mă bucur că m-ai întrebat, am văzut și eu chestia asta și am văzut că s-a vorbit destul de puțin. Pentru că în trecut, când eram așa să zic, nu eram cea mai bună apărare și făceam destul de multe gafe, cum spuneau unii, s-a vorbit destul de mult. Acum am văzut că s-a vorbit destul de puțin. Normal că mă bucur acest fapt, sper să continuăm pe acest drum, să primim cât mai puține goluri și la sfârșit să conteze faptul ăsta. Dar care e secretul totuși? Adică e un lucru impresionant până la urmă. A lucrat suplimentar sau combinată cu experiența din defensivă, cu nu știu, care nu neapărat că am lucrat mai mult. Cred că am început să fim o echipă și să începem să ne apărăm de la atacanți, pentru că asta este foarte important și ne ajută și pe noi fundașii. Să nu mai vină atât de multe mici direct pe noi. Cred că ăsta este secretul. Că am început să ne apărăm mult mai bine începând cu atacanții. Îi timorați un pic pe atacanți la antrenamente, pentru că ei ar trebui să dea acolo în față și tot ar fi perfect până la urmă la Craiova. Da, normal. Că avem așteptări de la ei, pentru că sunt băieți cu calitate și așteptăm să ne scoată, să spun așa. Am intrat în linie dreaptă, Mihai, a venit play-off-ul, vine play-off-ul, iată, și cum vezi tu lupta asta pe final? O luptă destul de strânsă, în care cel mai bun și cel care o să aibă mai puține accidentări și cel mai puțin probleme cu acest virus, cred eu că va ieși câștigător. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc.